Mihaela Pădaru zice că ne salută din Glasgow și ar vrea să ne întrebe de unde să începem când suntem la început de drum pe calea noastră spirituală. Foarte drăguț. Da, deci este o întrebare foarte interesantă pentru că am mai găsit-o la cineva într-o altă formă. Și era despre faptul că atunci când suntem la persoana respectivă, zicea că este la începutul drumului spiritual și se întâlnește cu atâția care parcă au dita mai avansul. Și de fapt toată lumea este într-o călătorie spirituală din punctul meu de vedere, pentru că niciodată nu am încetat să fim un spirit care se exprimă și se experimentează pe sine. Deci călătoria noastră spirituală este tot timpul. Din momentul în care am apărut ca un gând în conștiință și am început să luăm diverse forme de-a lungul aparentului timp, tot timpul a fost o călătorie spirituală. Există doar un moment în care călătoria aceasta spirituală devine un pic transformată, în sensul, apare în momentul în care omul devine conștient de conștiința de sine. Este ca și cum până la un moment dat îți trăiești viața în virtutea unor tipare, adică mă trezesc, fac ce am fost învățat să fac, mă duc la lucru, mă spăl pe dinți înainte, așa, interacționez cu oamenii, dar nu stau deloc să reflectez asupra propriei mele identități, asupra a cum se face că știu ceea ce știu, a cum se face că experimentez viața, că am o realitate interioară a gândurilor, a emoțiilor mele. Deci, practic, este, să zic, trăirea spirituală lipsită de conștiență de sine și trăirea spirituală cu conștiență de sine. Și lucrul acesta se întâmplă la un moment dat tuturor ființelor. Adică este ca și cum mergem prin vieți și la un moment dat începem să sau apare în noi această întrebare, această curiozitate. Și nu pot să acuz pe nimeni pentru faptul că încă această conștiență de sine nu s-a trezit, la fel cum nu poți să-l faci pe altul să fie mai conștient de sine sau să-și pună aceste întrebări până când nu a ajuns ca această curiozitate sau această dorință să apară din sinele lui. Nu este ceva pe care putem să-l cauzăm, este ceva care apare, este o emergență, să zic. Da? Este un fel de... e ca un actor la care i s-a atribuit un rol și el își joacă rolul acela cu convingere. Și îl joacă astăzi, îl joacă mâine, îl joacă poi mâine și după o perioadă începe să-și trăiască viața de zi cu zi și în afara scenei, ca și cum el ar fi acel rol. Se comportă acasă ca și cum este regele, se comportă acasă ca și cum este cerșetorul din piesa de teatru și dacă face treaba asta suficient de mult timp, uită că el a fost și a existat și înainte de acest rol pe care și l-a asumat. Cam asta se întâmplă oarecum și cu ființa noastră. La un anumit nivel noi știm și am știut întotdeauna cine suntem, apoi s-a întâmplat că am început să ne jucăm de-a rolurile, le-am jucat cu atâta convingere încât ne-am identificat cu ele și apoi într-o bună zi apare o scuturare sau o, să zicem, trezire interioară în care încep să-ți pui întrebarea, da, dacă eu nu sunt acest rol pe care îl joc, da, dacă eu sunt mai mult decât rolul meu de mamă, de tată, de copil, de antreprenor și asta se numește trezirea spirituală. Dar unii oameni au această curiozitate, alți oameni sunt atât de prinși în rolurile lor încât nu are sens să încerci să-i faci să fie curioși de această dimensiune. Ei sunt preocupați unii de a fi cei mai buni comercianți, cea mai bună mamă, cel mai bun profesor, cea mai bună asistentă. Se identifică total cu acele roluri și vor să le perfecționeze, să le perfecteze la maximum de abilitate posibilă. Și nu au nici timp, nici chef, nici curiozitate ca să se intereseze despre lumea aceasta spirituală
spirituală, despre ființă, despre cine sunt dincolo de acel rol. Și nu-i nicio problemă în treaba asta, pentru că ei practic servesc întregului prin acea calitate pe care ei o exprimă. Cei care au această curiozitate încep să se simtă un pic, mai ales la început, superiori față de cei care nu au. Mamă, ce m-am trezit eu acum și uite, pe mine mă interesează chestiile astea, mă interesează să-mi vindec traumele și mă interesează să aflu cine sunt și de unde am venit și uită-te la toți ignoranții ăștia care nu fac treaba asta. Uitând că, de fapt, o lungă perioadă de timp, aparent lungă perioadă de timp, am trăit cu toții în acel fel în care am experimentat viața prin intermediul programării. Și în momentul în care te trezești sau se trezește în tine curiozitatea de a descoperi cine ești dincolo de rolurile pe care le-ai jucat, această călătorie este foarte interesantă, pentru că atunci începi să descompui jocul vieții în componente, încerci să vezi care sunt legăturile între ele și mergi la primele cursuri în care descoperi că de fapt fiecare persoană are o mască sau poartă o anumită pălărie, concepte cu care se rulează foarte frecvent în trainingurile corporatiste și primele, să zic așa, cursulețele de dezvoltare personală. Apoi începi să îți dai seama că aceste pălării sau aceste roluri sau aceste să zic tipare de personalitate pe care începi să le descoperi făcându-ți teste de personalitate, făcând tot felul de, nu știu cum să zic, explorări, da? Ghidate, ele de fapt se pot descompune și mai mult. E ca și cum te uiți la organismul uman, apoi începi să vezi că e format din organe, apoi organele sunt făcute din țesuturi, țesuturile sunt făcute din moleculele sau, mă rog, din celulele din molecule. Cam așa se întâmplă și cu descompunerea aceasta a cine ești cu adevărat în momentul în care începi să-ți pui această întrebare. La început vezi bucăți mai mari, îți vezi rolurile, îți vezi funcțiile, apoi începi să vezi că în interiorul acestor roluri sunt niște tipare de comportament, sunt niște tipare de vorbire, sunt niște tipare emoționale, apoi începi să vezi că de la tipare, de fapt, poți să descompui tiparul în componente, adică începi să vezi că ai niște dependențe, că ai niște preferințe, că ai niște aversiuni, mergi mai departe și ajungi la un nivel în care te prinzi că, simplist vorbind, totul este format din emoții și gânduri, care nu sunt altceva decât fațetele aceleiași probleme. Apoi, dincolo de aceste emoții și gânduri, când mergi mai profund, vezi că de fapt este un univers care este un univers pulsatoriu, vibratoriu, și apoi când mergi mai profund, vezi că dincolo de aparenta vibrație și pulsația vieții, există ființarea care este întotdeauna liniștită, este substratul, este ecranul pe care toată această mișcare, toată această proiecție, toată această tulburare, toată această aparentă devenire are loc. Și practic asta se întâmplă odată cu trezirea, că începi din a-ți retrage interesul sau focusul din lumea exterioară și a merge încet încet spre a explora lumea ta interioară, iar când mergi să explorezi lumea interioară, la început te întâlnești tot cu niște lucruri care par foarte reale, foarte solide, te întâlnești cu traumele mele, amintirile mele, suferințele mele, iertările și neiertările mele, experiențele, memoriile, toate astea care par la fel de reale pentru tine, subiectiv, ca și lumea exterioară. Dar în momentul în care mergi mai profund și începi să îți permiți prin diverse forme de rugăciune, de practică spirituală, să te întrebi, ok, dar eu sunt astea sau sunt dincolo de ele, sau sunt mai mult decât ele, sau astea de fapt cu adevărat sunt doar niște
elemente care au fost create, dar la fel de bine se pot elibera, se pot descrea. Și dacă pot să le văd și să le tratez ca pe niște obiecte în conștiință, aceste obiecte înseamnă că nu sunt eu, adică le-am preluat așa cum îmi cumpăr o haină și la fel de bine pot să o dau mai departe sau să renunț la ea, așa cum aș renunța la o haină. Și învățând să te dezbraci de ceea ce credeai că ești, încep să descoperi tot mai multe lucruri cu care te-ai identificat. La fel cum te identificai cu rolurile în lumea exterioară, încep să descoperi aceste lumi interioare cu care te identificai și cu ele. Și apoi, pe măsură ce te dezbraci de ele, adevărata ta natură, sinele tău real, ceea ce tu ești dincolo de formă, se autorevelează, pentru că el a fost dintotdeauna acolo și este disponibil pentru a fi regăsit. Deci, practic, când ești la începutul drumului spiritual, în primul rând, asta înseamnă că drumul e sigur, pentru că majoritatea oamenilor încă nu sunt la începutul niciunui drum spiritual. Sunt încă total rulați de rolurile lor. Deci faptul că deja ești acolo este un semn că în destinul tău urmează să se desfășoare toată această recunoaștere de sine, reamintire de sine, calea pe care sufletul tău ți-a pregătit-o sau, mă rog, calea care ți se va potrivi va fi în funcție de ceea ce ai acumulat până în prezent. Adică vei găsi cărțile, cursurile, maestrii care vor răspunde la întrebările pe care le are, ca și, cum să zic, ca și compoziție unică, această formă, minte, gând pe care tu o ești. Și de aceea două călătorii spirituale nu seamănă. Cei care zic că au experimentat, de exemplu, o trezire bruscă, adică de unde realitatea părea bătută în cuie, brusc realitatea nu mai pare nimic din ceea ce era. Și au experiența că toată paradigma lor nu mai stă în picioare, nu mai știu ce să facă cu felul în care se percep pe ei, percep viața, și e o mare tulburare în interiorul lor, aceste treziri radicale. Ele nu sunt de fapt atât de radicale. Ele sunt, de fapt, tot o consecință a devenirii noastre, dar să presupunem că într-o experiență anterioară persoana a ajuns până la un anumit nivel de înțelegere. În momentul în care a ales să vină pe pământ, temporar, nivelul acela de înțelegere, pentru că inevitabil venind pe pământ ne îmbrăcăm din nou cu tiparele a ce înseamnă să fii umanoid, cu un corp fizic, cu nevoile sale, cu tiparele relaționale care apar pe pământ, de unde poate era persoana respectivă un suflet destul de trezit sau destul de conștient de sine, să zicem altfel, revenind pe pământ, poate revenind într-o familie mai puțin conștientă, această conștiență de sine temporar a fost ecranată. Și în momentul în care aparent are loc o trezire bruscă, este de fapt o renunțare bruscă la aceste tipare preluate temporar și o revenire de unde persoana se identifica din nou cu tiparele la nivelul de conștiință pe care l-a avut maxim într-o altă experiență. Deci trezirile bruște frecvent nu sunt altceva decât revenirea bruscă la un nivel superior de conștiință avut anterior, dar care a fost temporar ecranat prin reidentificarea cu tipare mentale și fizice. Este ca și cum frecvent ni se întâmplă, da, tu îți stabilești cu bune intenții când mergi acasă să nu preiei tiparele sau, mă rog, să nu iei emoțiile și frustrările de la lucru și te duci acasă și te străduiești o oră, două, trei să fii zen, dar apoi cumva vine trecutul peste tine și fără să-ți dai seama începi să fii la fel de nefericit cum ai fost la lucru sau începi să fii la fel de... Dar treaba asta se întâmplă și pe pozitiv. Dacă tu ai ajuns la un anumit nivel de conștiință și
te duci într-un mediu în care te încarci cu niște tipare negative și brusc îți aduce aminte, stai mă că eu de fapt nu sunt așa, eu de fapt nu cred în toate tâmpeniile astea, nu sunt atât de frustrat, nu am atât de multe probleme și de fapt viața mea e ok, apare ca și cum ai fi avut un salt brusc. Da, de fapt el a fost o revenire la un nivel de înțelegere pe care l-ai avut a priori. Pe de altă parte, o trezire bruscă poate să însemne și un rezultat al unui puternic angajament. În momentul în care în tine apare un angajament puternic pentru eliberarea din iluzie, din maya, din ce înseamnă identificarea cu lumea formelor, mărimea trezirii este proporțională cu dedicarea pe care tu de care tu ai dat dovadă și disponibilitatea de care tu ai dat dovadă ca să renunți la ceea ce te ține legat în această iluzie. Deci puterea voinței poate să fie foarte mare, iar dacă ea este catalizată, direcționată către un scop și scopul ăla este ținut ferm în minte, rezultatele pot fi aceste salturi bruște, aceste treziri bruște, care pot fi experimentate inclusiv la nivel fiziologic în momentul în care are loc o creștere bruscă de energie spirituală, așa și uneori numită și Kundalini. Da, deci sper că asta a fost despre trezirea spirituală.